obișnuite ale Stelei din această întâlnire. Urcă și Pap, să vedem, se încumetă să șuteze Paul Pap! Senzațională! Reușita lui Paul Pap, o nebunie de gol pentru fundașul central al Stelei. Au fost puține șuturi de la distanță, nu a venit absolut nimeni să-l blocheze pe Paul Pap, pentru că nimeni nu se gândea că fundașul Stelei va șuta de acolo. O minge pusă în vinclu, Bălgrădean e căzut în poartă, pe spate, nici lui nu-i vine să creadă că a putut lua un astfel de gol. Renegatul Paul Pap, care nu mai prindea echipa de mult, era a treia variantă pentru postul de fundaș dreapta în centru, nimeni nu se mai gândea să-l introducă. Revedem faza cu șutul lui Pap, extraordinar, prinde mingea puțin pe exterior, foarte puțin însă, iată, și mingea se duce în vincul porții, mă rog, nu chiar în vincul, dar Bălgrădean a avut o reacție târzie, senzațională această execuție a lui Pap, care avea nevoie probabil de un astfel de gol, de o schimbare de antrenor, de ce nu?